Ramon. Salut. Pe parcursul partidei am și zis, se pare că avem o partidă în care cei doi portari sunt poate printre cei mai buni jucători de pe teren, deși să marcaseră în acel moment 10 goluri, când am spus eu, dar până la urmă au fost 12. Cum a fost partida? O partidă grea, adversarii au fost foarte bine pregătiți și pe lângă asta e greu să zici că am fost unii dintre cei mai buni portari în această seară, noi doi, pentru că s-au luat 12 goluri, 13 goluri. E greu să fii portar bun când tu iei 5 goluri. Eu am prins cel puțin o seară foarte proastă sau mai puțin bună decât celelalte, însă colegii au fost alături de mine și au prins eu o seară mai bună decât a mea. A treia victorie din 4 etape, ce vă propuneți voi în acest sezon? Cu siguranță, fără dar și poate, promovarea în Liga 1 fără niciun fel de baraj. E posibil? 100%. Vorbim la sfârșit de campionat. Tu personal ai vreun obiectiv să joci toate partidele, să nu încasezi multe goluri? Cel mai bun obiectiv pentru mine este să luăm la fiecare etapă cele 3 puncte. Atât timp cât câștigăm cele 3 puncte, cu mine în teren sau afară, nu contează. De competiție, un minus și un plus, te rog, vreau să spui. Cred că nu avem minusuri, cred că avem doar plusuri. Minusuri sunt mai grele. Da? Un plus. Organizarea întotdeauna e una foarte bună. Atât timp cât după meci poți discuta ce nelămurire ai avut în timpul partidei, la fel, tot un plus mi se pare și ăsta. Ai oameni cu cine să te înțelegi. Deci să dăm înainte. Mersi mult și baftă!